Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi vom afla povestea Catedralei Ortodoxe din centrul orașului. Piatra de temelie a acestui edificiu religios a fost pusă în 1923. Catedrala are 8 turle și 4 clopote. Cel mai mare clopot cântărește aproape 2 tone. Mai multe detalii vom afla în minutele care urmează. La începutul secolului 20 a avut loc un eveniment care a rămas pe veci în analele Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul Nicolae Ivan a pledat în fața Consiliului Dirigent al Transilvaniei pentru ridicarea unei catedrale în orașul Comoară. Providența și autoritățile vremii au dat undă verde acestei cereri, dar abia după 3 ani. Așa începe povestea lăcașului de cult visat de un înalt prelat. Catedrala are o poveste foarte frumoasă. O să încercăm să o facem mai succintă în baremul care îl avem. În primul rând trebuie să povestim câte puțin despre arealul unde a fost construită catedrala și cum s-a construit aici. Piața actuală Avram Iancu, în secolul al XVIII-lea, era un loc viran. Pe urmă, ulterior, s-a numit piața Emke, de la Societatea Culturală Maghiară, prescurtat. Pe urmă s-a numit piața Bocskoi, de la Principele Bocskoi. Apoi, în perioada interbelică, s-a numit piața Cuzavodă. De asemenea, în timpul celul de-al doilea război mondial, s-a numit piața Hitler. Apoi, în perioada ocupației, între ghilimele, sovietice, s-a numit piața Malinovski. Apoi piața Victoriei și astăzi, deci după Revoluție, se numește piața Avram Iancu. Și ce era atunci în locul catedralei? Locul catedralei era un parc. Un parc numit Parcul Elisabeta, de care noi am vorbit, v-am amintit foarte puțin, de acel Quai Setoter, adică mica promenadă, spre a face diferență de marea promenadă, care este Parcul Mare de astăzi sau Parcul Simeon Bărduciu. Era un parc, Parcul Elisabeta, numele vine de la împărăteasa Sisi, de care noi am mai povestit. Ei, în 1919, un asesor eparhial, adică un consilier, asta înseamnă, să înțeleagă publicul, Nicolae Ivan, se pare că era omul providențial, a propus la Sibiu ca să se ridice o catedrală ortodoxă și la Cluj. Nota bene, Clujul, intramuros, ca biserică ortodoxă, avea biserica Sfânta Treime, care este și astăzi, din deal, făcută în 1796. Trebuie să amintim că marea majoritate a românilor locuitori din Cluj erau de confesiune greco-catolică. Și atunci, această catedrală urma să fie sediul ortodoxismului. Dar locul nu era prevăzut a fi acesta. A fost o puternică susținere a unui loc de pe Cetățuia de astăzi, un care urma să fie o acropolă a noului stat, România, în care pe lângă catedrală urma să fie și un muzeu și clădirea primăriei. Dar s-a renunțat la acest proiect care era prea costisitor și s-a trecut la acest proiect de realizarea unei catedrale în acest loc. Ei, dar în primul rând trebuia să obții terenul. Terenul nu s-a obținut așa ușor cum apar în toate site-urile de socializare. Dimpotrivă, a fost o mică opoziție la început a primăriei, ulterior, prin intervenția Ministerilor Cultelor și de Interne, acest teritoriu a fost dat gratuit Bisericii Ortodoxe. Ei, pentru catedrală, ca și în alte obiective ale Clujului, s-a realizat un concurs. Dar înainte de a s-a realizat concursul ăsta, trebuiau bani. Aici e vorba în 1919-1920, Transilvania era dirijată de aici, de la Cluj, de un guvern provizoriu numit Consiliu Dirigent, care se află pe actuala stradă Emil Isaac la numărul 13, locația. Acesta a dat 2 milioane de foriți, că încă nu erau lei. Dar după această perioadă s-a făcut o coletă și s-au mai strâns încă 5 milioane de lei de data aceasta. Ei, s-a făcut un concurs. Un concurs la care existau niște condiții. Arhitecții trebuia să fie de cetățenie română. Deci, de ce?
Păi, pentru că această biserică care va primi, o să acum anticipez puțin niște lucruri care am vrut să le spun mai încolo, va primi numele de Adormirea Maicii Domnului, 15 august, pentru că este data când armata română a intrat în primul război mondial în lupte. Și având în vedere că această construcție, care este cea mai mare realizare interbelică și este o mândrie a arhitecturii românești, urma să fie și o emblemă a românismului, deci nu aiurea. Concursul s-a desfășurat în cadrul a 8 proiecte a avut și au fost verificate de arhitecți din București, foarte importanți în acea vreme, și până la urmă proiectul INRI al lui George Cristinel și Constantin Pomponiu a câștigat acest concurs. Atenție, nota bene, se prevedeau 3 premii. Premiul 1, 50.000 de lei, premiul 2, 30.000 de lei și urma premiul 3, care nu s-a stabilit suma. Dar, foarte interesant, premiul 1 nu s-a dat. Acest proiect INRI al lui Pomponiu și Cristinel a luat premiul 2, bineînțeles a fost premiat cu 30.000 de lei și s-a trecut treptat la construcția acestei citadele a Clujului. Acum, terenul a fost prospectat de acești arhitecți. Lucrările efective, deci s-a mai strâns încă 5 milioane de lei, lucrările efective au început în septembrie 1923, iar piatra de temelie s-a pus în 7 octombrie 1923. La acest eveniment foarte important a participat prim-ministrul României Ice Brăteanu, principele moștenitor, viitorul rege Carol al II-lea și tot guvernul. Deci a fost un eveniment extrem de important pentru România. Gândește-te, Clujul făcea parte numai de 5 ani din cadrul noului stat. Catedrala magnifică, ridicată în stil bizantin, a fost zidită timp de un deceniu. La această construcție, sigur că au participat mai mulți și mai multe firme, și în primul rând, și aici a fost o licitație. Au participat 7 firme și această licitație a fost supervizată de un consiliu al experților. Și a câștigat, a dat izbânz de câștig, să-i spun așa, unei firme Tiberiu Eremia, o societatea generală Tiberiu Eremia. Acum, probabil nu-i numele exact, dar acest Tiberiu Eremia era și proprietarul acestei societăți și era și un inginer foarte priceput. În ce stil a fost construită această biserică? Stilul este, are un stil așa, să-i spun, între ghilimele, nu e eclectic, are un stil neo-bizantin, brâncovenesc și chiar un stil muntenesc, mă refer de sudul Carpaților la Muntenia, mai ales fațada catedralei de astăzi. Concret ce înseamnă? Păi, concret, stilul bizantin este un stil care are bolți, are arcade circulare sau semicirculare, are abside semicirculare, are un stil care diferă, să spunem, de stilul gotic, care la încadramentele ferestrelor are arcul frânt, când am vorbit la Casa Matia. Dar această construcție a durat, pentru că de-abia în 1900, foarte, foarte important era să uit, scheletul este făcut din beton armat, deci o noutate pentru acea perioadă, la care s-a adăugat cărămidăria, deci cărămiz. Acum, sigur că s-a adus și piatră peste. Piatră de unde s-a adus? Piatră s-a adus chiar din preajmă de aici, de la Baciu, de la Viștea, dar și de la Ban Potoc, o localitate de lângă Deva, o piatră cu care s-a împodobit mai mult interiorul bisericii. În 1926 scheletul era gata și în data de 6 iulie îmi amintesc că s-a sfințit crucea de pe cupola cea mare. Pentru că amintesc acum acea cupolă care se vede și din depărtare, are 67 de metri înălțime și crucea are 2 metri. Uite-te că mi-am amintit încă ceva, că suntem în luna iulie și în data de 8 iulie, oficial, dar în 1921,
s-a dat gir în monitor oficial, repet încă o dată, construcției acestei catedrale. Deci putem să-i spunem că data nașterii este 8 iulie 1921, oficial, da? Construcțiile au început în 23. Și în 26 treptat s-au făcut și cele două turnuri mai mici din față. De asemenea, s-a dus clopote din localitatea Sopron din Ungaria, o firmă Selfener, dacă nu mă înșală memoria, clopote foarte bine realizate și pentru prima dată au răsunat aceste patru clopote, erau la 6 mai 1927. Biserica avea și 8 turle. Da, da, stai puțin. Avea mai multe, avea patru, astea s-au făcut treptat. Imediat o să-ți spun de ce. Construcția nici acum nu e gata, deci nu e finalizată. Și o să spun de ce, pentru că între timp a intervenit o criză economică între anii 1929-33, care bineînțeles că asista lucrările. Ea, biserica, sigur, a fost prima, piatra de temelie s-a pusă, nu uit, în 7 octombrie 1923. Dar sfințirea ei s-a realizat în 5 noiembrie 1933, după 10 ani, unde a participat regele Carol al II-lea, au trecut 10 ani, și încă construcția nu era gata. Pe urmă, în perioada 1940-44, a fost o perioadă foarte grea, pentru că Clujul, în urma dictatului de la Viena, a intrat în componența Ungariei Hortiste și catedrala, există zvonuri și ipoteze că ar fi putut să schimbe destinația, ori să treacă la altă confesiune, ori să fie distrusă. Mai degrabă să treacă la altă confesiune de distrug. Nimeni nu era atât de stupid să distrugă o astfel de investiție frumoasă și o realizare frumoasă. Câte clopote și câte turle avea inițial catedrala și avea și cupola, a fost construită de la început? Deci acum chiar de la început din 1923, nu, treptat s-au făcut. Sigur, când a fost ființită, ce ți-am zis, la 5 noiembrie, avea și cele două cupole, cele 8 turnuri, avea intrarea, dar fără freșele care sunt acum acolo, era ridicat turla cea mare cu cele 18 coloane, dar ele nu erau sculptate, ele au fost mai târziu sculptate, capitelurile lor și baza, plus că acolo există și o iconografie sculptată cu 8 imagini, nu era făcută acel, cum să zic, peisaj. Ce vreau să-ți spun, această catedrală era realizată, proiectul inițial a fi un mausoleu. Și nu întâmplător, pentru că cei doi arhitecți, George Cristinel și Constantin Pomponiu, sunt autorii mausoleului de la Mărășești. Și urma în spatele, deci în zona de nord, să se facă un monument al eroilor, iar aici în față, unde avem statuia lui Avram Iancu, să se facă o statuie ecvestră și cu un ansamblu. Sincer să fiu, am văzut proiectul mult mai frumos decât cel actual. Dar n-au reușit, din datorită lipsurilor pecuniare, să realizeze acest complex. Pentru că dacă ne uităm bine, biserica are așa un aer de majestos, așa ca un mausoleu. Sigur, în edificarea ei, rolul principal îl are Nicolae Ivan, care a preluat o idee a episcopului Shaguna, Andrei Shaguna, care spunea că pentru Transilvania trebuie făcute episcopii ortodoxe. Și bineînțeles se referea și la Cluj, pentru că inițial episcopia de la Cluj, în 1921, avea în subordine 12 protopopiate și nu se afla aici, pentru că clădirea este dată în folosință numai în 1933, ci se afla pe strada Bisericii Ortodoxe, în cadrul actualei Biserici Ortodoxe Sfânta Treime. Deci, după ce a fost dată în folosință, au slujit preoți români din Cluj sau au fost aduși din altă parte? Nu erau din Cluj. Nicolae Ivan venise de la Sibiu, a păstorit până în 1936, pe urmă a venit Nicolae Colan, care până în 1957 a păstorit această biserică și a realizat instalațiile, deci în timpul său s-au realizat instalațiile de încălzire, contează foarte mult, mai ales iarna. După el a venit Teofil Herineanu, ăsta a fost inițial preot greco-catolic, dar
Da, după 48 a revenit la ortodoxism sau a trecut la ortodoxism. El, datorită lui, avem cele două scaune arhierești. Continuă pictarea icoanelor dinăuntru a iconografiei, deci iconografia dinăuntru, nici acum nu este chiar gata, și la intrare în biserică sunt trei icoane, la mijloc cea Mântuitorului, unde este amintit Nicolae Ivan, în dreapta este a Sfântului Ioan Botezătorul, în care sunt amintiți regele Ferdinand și regele Carol al II-lea și episcopul mitropolitul Miron Cristea, care în timpul lor s-a realizat catedrala, iar în stânga, unde este Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, sunt trei citate din Biblie. Când intri, le vezi. Foarte multă lume trece nepăsătoare. Dacă intrăm în biserică, în stânga, cum intrăm, este un panou în care este un scurt istoric al bisericii, iar în dreapta, toți colaboratorii care au ajutat la constituirea acestui important edificiu. Părerea mea este că este cel mai important edificiu realizat în perioada interbelică. De asemenea, candelabrele care le vedem acum, cel mai mic, este un dar din partea mitropolitului Miron Cristea, și cel mare este un dar din partea regelui Carol al II-lea. Deci Carol al II-lea, cum am vorbit și în cadrul episodului trecut cu Muzeul Etnografic, s-a implicat și în această construcție a bisericii. Lăcașul de cult deține un repertoriu hagiografic foarte bogat. Pictori clujeni celebri au croit cu migală sfinți și reprezentări ale momentelor scripturistice. Fiecare zid al bisericii are propria sa istorie. La pictarea acestei biserici au participat pictori, de data asta clujeni, dar foarte cunoscuți în perioadă, Atanasie Demian, el a realizat pictura cupolei, a pronaosului, a unor absidii, o parte dintre ele, apoi Catul Bogdan, ăsta era fiul lui Bogdan Duică, un important profesor universitar filolog, a pictat altarul, apoi pictorul Rusu, care a realizat iconostasul, adică catapeteasma, care are 5 rânduri de icoane, 5 registre. El este cel care a și făcut unele picturi, a și realizat acest proiect. Moise Șchiopu din Rupea face sculpturile de pe iconostas, deci niște meșteri foarte cunoscuți în epocă, iar înăuntru vezi balcoanele, sus, unde de obicei cântă cei de la cor. Ăsta este un indiciu că este stil clasic neobizantin. Dacă am uitat să spun un lucru, dacă intrăm în cadrul bisericii, din fața ai 5 metri, observăm că cele două turle se află, încadrează o cruce mare. Ăsta este un stil care îl vedem în Muntenia foarte des, stilul acesta de construcție al bisericilor. De aceea, repet, aici este un stil îmbinat și bineînțeles, care ține de ortodoxie, de bizanț, de stilul brâncovenesc. Și a dat această construcție, care, încă o dată spun, pe urmă vorbeam de Teofil Herineanu, dar după el biserica a mai fost pictată de urmașii săi și un rol extrem de important l-a avut prima dată episcopul, pe urmă arhiepiscopul Bartolomeu Anania. Un lucru, iară trebuie să-ți amintesc, din 1973 această biserică capătă rangul de arhiepiscopie, iar în 2006 este Mitropolia Clujului, Albei, Hunedoarei, ca din 2011 să fie Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, dar sub păstorirea lui Andrei Andreicuț. Nu omit importanța lui Bartolomeu Anania. Bartolomeu Anania, care pe lângă faptul că a fost o personalitate cu o carismă deosebită, a fost și un scriitor foarte cunoscut și are un rol extrem de important în celebra grevă anticomunistă și proregalistă din 1946, care a avut un răsunet deosebit în Cluj și mai ales la Căminul, care astăzi este Facultatea de Drept
din Cluj. Era un cămin care în perioada comunistă s-a numit Avram Iancu, s-a mai numit și mensa academică, dar e altă problemă asta. Un lucru important, această catedrală lângă are un seminar și de asemenea un institut teologic care a funcționat până în 1948. Până a fost desființat. Tot acest Nicolae Ivan, la propunerea lui s-a realizat acest institut, care pe urmă a căzut din punct de vedere ierarhic într-o școală de cântăreți bisericești, într-un seminar de rang mai mic, a revenit după Revoluție, este, pe lângă seminarul teologic, este și o parte a universității teologice, ortodoxe mă refer. Clădirea inițial aparținea domeniului forestier al Austro-Ungariei, dar la inițiativa statului român a fost predată catedrale ortodoxe. În interiorul catedralei mitropolitane există un simbol pe seama căruia s-au făcut diverse speculații în cetatea veche. Gurile păcătoase au răspândit zvonul că masonii și-au pus amprenta pe istoria lăcașului de cult. Înainte de intrare, pe una din părțile laterale există ochiul lui Dumnezeu. De fapt, asta îndruchipează. Foarte mulți se gândesc că ar fi un însemn de francmasonic. Nu cred. Pentru că, sigur, și francmasonii au ochiul lui Dumnezeu în registrul lor simbolic, dar aici nu cred că e cazul de a face o corelație cu francmasoneria în cadrul construcției acestei catedrale. De asemenea, un lucru inedit. Dar cine a dat denumirea asta? Cum arată mai exact? Ochiul lui Dumnezeu este dat din cum să zic, din cadrul doxologiei bisericii, deci așa îi se spune. Adică Dumnezeu vede totul, adică nu i-a dat numele cineva profan, deci asta e clar, sau lai. Așa se numește. Pentru că există în iconografii, mai puțin la cultele creștine, care nu au cultul icoanelor. De asemenea, un lucru foarte important, demn de reținut și puțină lumea îl știe, catapeteasma, iconostasul, este aproape identic cu cel din Mănăstirea Bistrița. Mănăstirea Bistrița, mănăstire în care a avut domiciliu forțat mareșalul Antonescu în timpul domniei regiului Carol al II-lea. Deci, când le vezi, sunt aproape identice. Mănăstirea, adică catedrala, este din timpul păstoririi mitropolitului Bartolomeu Anania, este realizată acum în stil de marmură și mozaic Murano, un lucru extrem de migălos, de valoros și are istoric, pentru că este iară un stil bizantin această construcție în cadrul mozaicului. Multă lume crede că este preluat de la cultul romano-catolic. Nu, și bizantinii aveau acest cult. Sigur, s-a creat o comisie din care făcea parte regretatul profesor universitar Gheorghe Arion, academicianul Porumb, o comisie care totdeauna superviza aceste restaurări. Deci, Bartolomeu Anania s-a implicat extrem de mult în refacerea interiorului. Bineînțeles, și actualul păstor al Catedralei Ortodoxe, Andrei, se ocupă de acest lucru. Toată iconografia a fost terminată de un pictor bisericesc numit Vasile Moraru, el a rezolvat, era, pare mi se, din Târgu Mureș, iar acum este încă în lucru sub dirijarea unei echipe condusă de Maxim Viorel, un alt tip recunoscut în iconografie. Un lucru extrem de important, avem un muzeu aici, în partea de est a catedralei, dar inițial acest muzeu nu era aici. Nicolae Ivan a realizat muzeul în partea opusă, vis-a-vis, în clădirea care aparține astăzi seminarului teologic și universității. Deci peste drum. Acolo a fost primul muzeu, pe urmă s-a refăcut în 1975, la etajul al doilea, iar după, în 2011, mi-amintesc precis, la 6 decembrie, Patriarhul Daniel a sfințit această instituție culturală, mă refer la muzeu, pentru că în 2011 Catedrala Ortodoxă din Cluj împlinea 90 de ani. Ți-am mai zis de 8 iulie
1921. Iar un lucru foarte important care puțină lume știe, Bartolomeu Anania în anul 2001 i-a avut ca oaspeți în cadrul catedralei pe regele Mihai și pe soția sa, cu ocazia sărbătoririi din 2003 a 70 de ani de la punerea pietrei de temelie, cea din 7 octombrie. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.